Alexandra are 17 ani. Până acum un an, era o adolescentă fericită care avea toată viața înainte. Însă, un accident feroviar i-a schimbat destinul. Dumnezeu a vrut să o țină în viață, dar traumatismele suferite au făcut ca mare parte din timp să îl petreacă la pat. Din când în când, face câțiva pași cu ajutorul unui cadru metalic. Cum te descurci? Foarte bine. Și pot să mă descurc și mai bine dacă am tot ce-mi trebuie. Momentan, sunt bine și așa cum sunt. Piciorul trec, nu-l poți pune în pământ? Da, dar mai puțin mai aplicat sau câteodată îl pun mai tare când mă mișc mai bine. Dacă nu vreau, îl țin în sos. Deși suferă, fata are puterea de a zâmbi. Și ce s-a întâmplat, vreau să uit. Nu pot să vă explic, credeți-mă, nu mai am cuvinte. Ce mi s-a întâmplat atunci și trăiesc acum, nu prea mai pot să le duc, dar trec. Și îmi doresc să îmi revin, dar unii oameni mă demoralizează câteodată. Marea dorință a acesteia este să aibă un cărucior cu ajutorul căruia să se poată deplasa. Ce ai avea nevoie? Eu de ce aș avea nevoie? Să am unde să stau cu familia mea toată și să fie bine și eu să merg. Aș avea nevoie de papuc, cărji, chiar și de un căruț electric, pentru că mă descurc, dar nu vine cu asta, îmi trebuie persoană. Mama Alexandrei face eforturi uriașe pentru a asigura un trai decent celor 3 copii de care are grijă. Însă sunt zile în care toți 4 merg flămânzi la culcare. Ce le faceți de mâncare la copii? Da, nu mai am nimic, am avut ieri 40 de lei și am făcut o supă de cartofi cu niște aripi. Și azi nu mai am nimic, nu mai am. Sunt zile uneori că nu am. Când este să mănâncă, când nu este, copiii înțeleg că nu am de unde. Georgeta este asistent personal și câștigă aproape 1500 de lei pe lună. Are grijă de băiatul în vârstă de 12 ani care suferă de o boală genetică congenitală care îi afectează puternic plămânii. Am băiețelul care este bolnav cu gradul 1, are mucoviscidoză, boală genetică congenitală, că așa s-a născut. Că eu între timp ce a rămas însărcinată, copilul, eu m-am îmbolnăvit de asta în bronșic alergic și sufăr de 17 ani boala asta și-o duc pe picioare. Și s-a îmbolnăvit și el, s-a îmbolnăvit copilul. Și pe mine mă deranjează foarte mult boala asta lui, că e o boală foarte grea. Numai Dumnezeu și Domnul Iisus poate să mă scăpi la moarte. Boala lui Andrei îl împiedică să respire normal. Ce dorești? Să am o familie frumoasă, un acoperiș deasupra capului, să am un viitor mai bun decât atâta și rest nimic. Alături de familia Vascal, dar mai ales de Alexandra, este cea mai bună prietenă a acesteia, Maria. Cea mai bună prietenă. Ești alături de ea chiar dacă... Da, Sărămenul. Da, fata mai stă cu ea. M-a ajutat că mi-a fost greu și nu știu ce și acum să și-o luc lângă ea. O ajut? Faci cumpărături dacă vrea ceva? Da, dai, vă dați seama că o ajut. Pentru familia Vascal, orice ajutor este binevenit, fie că este vorba despre haine, alimente sau cele necesare pentru ca Alexandra să se poată deplasa.